În precedentele două episoade ale filmului nostru am prezentat subtitlul de ipoteză de lucru, uzând de argumentația pe care am crezut-o de cuvință, posibilitatea ca pe columna lui Traian de la Roma să se găsească mai multe reprezentări cu caracter creștin sau măcar asimilabile unor personaje și fapte, ilustrând viața Bisericii Creștine Primare, aflată în dinamica ascendentă la cel început de veac al doilea. Folosindu-ne de unele informații, în special provenite de la doi erudiți cercetători români, arhitectul Cristofi Cerchez și scriitorul Vasile Lovinescu, am lansat câteva ipoteze în legătură cu următoarele scene de pe columnă. Și anume, scena 145, cea a sinuciderii lui Decebal, ne arată un legionar roman participând la capturarea regelui Dac, făcându-și un probabil semn al crucii, demonstrând astfel prezența creștinilor în sânul legiunilor romane. Scena 120, așa zisă a sinuciderii colective a unor luptători daci sau, după alte opinii, a împărțirii ultimelor rezerve de apă, am interpretat-o ca figurând un ceremonial religios, posibil chiar creștin, și anume frângerea pâinii sau Sfânta Euharistie, așa zisul pahar al otrăvirii, devenind astfel paharul binecuvântărilor. În fine, în scena 64, aparținând registrului al 17-lea după notația lui Cicurius, am avut unele temeiuri în a identifica în personajul unui mare dacomatus chiar icoana Mântuitorului Iisus Hristos, avându-l alături de el pe ucenicul său iubit, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, întreaga scenă interpretând-o ca pe o posibilă întemeiere a unei biserici creștine ioanite în Dacia, ce și-a fusese centrul până atunci la Efes, în Asia Mică, operațiune spirituală camuflată de desfășurarea exterioară a conflictului dacoroman. Sigur, ipotezele par fantastice, neluate încă în seamă de istoriografia de școală. Noi am încercat totuși să argumentăm cu date istorice certe că în Dacia începutului de veac al doilea era posibil o viață creștină comunitară, că tot în acea epocă atât semnul crucii cât și o formă primară de ritual euharistic erau practicate și atestate documentar, că în legiunile romane se aflau creștini și că, în fine, posibila reprezentare a Mântuitorului corespundea datelor celei mai vechi tradiții în circulație în cadrul primelor comunități creștine. Așadar, ipotezele prezentate sunt plauzibile, atât din perspectivă istorică, cât și teologic-dogmatică. La urma urmelor, ce se poate pretinde mai mult unei teorii, unei ipoteze de lucru? Singura întrebare, căreia n-am dat încă răspuns, este cum a fost posibil ca pe un monument oficial roman, păgân în esența sa, să-și poată face loc asemenea scene, cu trimitere evidentă la o religie neacceptată oficial la acea dată. Să încercăm să schițăm un posibil răspuns. În primul rând, trebuie să facem efortul de a ne dezbăra, pentru câteva momente măcar, de stereotipurile gândirii noastre contemporane, prin prisma căreia istoricii au încercat, exclusiv, să explice filmul columnei, și anume ca pe un fel de jurnal de front care să prezinte faptele cronologic și cât de cât obiectiv, chiar dacă, desigur, din perspectiva învingătorului. Că nu e așa, e clar. Dacă e să ne luăm chiar după bazoreliefurile columnei, în două războaie necruțătoare, romanii nu înregistrează nici măcar o singură pierdere umană, doar pe undeva doi legionari își oblojesc rănile superficiale. Este vorba de episodul ulterior teribilei ciocniri de la Adam Clisi. Așadar, ce obiectivitate istorică ne poate garanta acest monument? Columna prezintă cel mult câteva momente istorice semnificative, care apoi sunt hiperbolizate, mitizate, li se conferă un sens paradigmatic superior. Columna însăși
ca orice coloană, e un axis mundi, o axă a lumii, o punte între cer și pământ. De aceea, pe vârful columnei inițial a fost așezat Traian, împărat și în același timp Pontifex Maximus, sacerdotul suprem, făcătorul de punți, asta înseamnă Pontifex, punți construite între această lume și aceea a cerurilor. Deci este de așteptat ca și columna să aibă un sens spiritual religios și poate că acesta era și cel mai important. Dovadă și numărul relativ mare al scenelor de lustrații și sacrificii ceremoniale, 4 la număr, ca faimoasele Suove Taurilia, la care participa în calitate de sacerdot și împăratul însuși. Scene așezate în ansamblul logicii frizelor după un algoritm semnificant, valorizând spiritual desfășurarea evenimentelor istorice. Toate scrierile cu caracter istoric ale Antichității, de la Homer la Plutarh, de la Herodot la Titus Livius, de la Iosefus Flavius la Iamblicus, etc., absolut toate abundă narațiuni cu caracter religios, magic sau pur și simplu superstițios. Căci, fără acordul zeilor, obținut numai prin sacrificii, nu se mișca un deget. Cum putea să facă excepție de la această mentalitate magică universală a lumii antice columna lui Traian și autorul ei, Apolodor din Damasc? Persoana acestuia, din urmă, ne poate oferi cheia posibilei prezențe pe columnă a unor reprezentări creștine. Apolodor, spirit de elită, provenea, cum arată și numele, din Damasc, adică de acolo unde, la câțiva ani după tragedia de pe Golgota, aflăm o importantă comunitate creștină, atât de puternică și activă, încât neutralizarea ei a reclamat prezența unuia dintre cei mai radicali și necruțători combatanți anticreștini, și anume Saul din Tars, devenit mai târziu Apostolul Pavel, după faimoasa experiență din, chiar, drumul Damascului. A fortiori, după 7-8 decenii, adică spre 113 după Hristos, data ridicării columnei, această comunitate creștină trebuie să se fi dezvoltat și proliferat, cunoscându-se dinamica explozivă a noii religii creștine între secolele 1 și al 4-lea după Hristos. Așa că se poate specula că un spirit erudit ca Apolodor, originar din Damasc, frecventând și cele mai intime cercuri imperiale, să fie avut informații la prima mână despre existența bisericilor creștine, întemeiate încă din primul veac, și care tulburaseră deja puternic apele atât la Roma cât și în tot restul Imperiului. Și, în calitate de martor ocular, să fi descoperit prezența și recunoscut activitatea unor asemenea comunități creștine și în Dacia, în timpul celor două războaie. Și, de aceea, impresionat, să le fie înregistrat posibilele ceremonii sacre în piatra bazoreliefurilor columnei, ca pe niște mărturii spirituale, așa cum înregistrase și cele 4 sacrificii păgâne romane. De ce să nu fie inclus și sacrificiul euharistic creștin? Dar cine știe, poate, așa cum s-a mai speculat, Apolodor să fi fost el însuși un criptocreștin, motiv pentru care, așa cum observă și Vasile Lovinescu, el dădea astfel, chiar dacă ocultat, un semn de solidaritate cu dacii din Carpați, nu doar ca o încurajare condescendentă a oprimatului învins, ci exprimând bucuria secretă a celor ce trăiesc în comuniune cu sfintele taine. Să fi fost dacii din Carpați, frați într-o credință cu meșterii columnei, supervizați de Apolodor Damaschinul? Și o ultimă observație. Scena posibilei reprezentări a lui Hristos e așezată la sfârșitul primei campanii romane, 101-102 după Hristos. Scenele posibilei ceremonii euharistice și închinării cu semnul crucii sunt distribuite și ele la sfârșitul celui de-al doilea război traianeic, 105-106 după Hristos. De parcă, în ambele cazuri, istoria lumească, reprezentată aici de o fâșie spiralată de bazoreliefuri ce se înșurubează în infinit,
se absoarbe finalmente într-o ordine superioară, duhovnicească, care o judecă și o epurează, o valorizează într-o eternitate. Să fie oare acesta mesajul final ascuns în marmura luminoasă a columnei de meșterii săi anonimi? Să fie sugerat aici, de o manieră discret mistică și sub nasul Imperiului Păgân, că țelul suprem al istoriei este chiar transfigurarea ei în Hristos? Este doar o întrebare și o ipoteză în același timp, poate nu chiar așa de extravagantă cum ar putea părea mentalității moderne, cantonată în locuri comune, banale, care să nu tulbure orizonturile comode ale lumii noastre de azi. Nu există însă descoperire de anvergură fără să fi fost precedată de o ipoteză pe măsură. Aceasta e aproape o axiomă. De aceea v-am propus și noi, în filmul nostru, o astfel de ipoteză, mai puțin obișnuită, dar ce și are și ea dreptul ei de cetate. Ipoteză ce se poate rezuma finalmente la o întrebare. Apare oare Hristos pe columnă? Deocamdată nu este decât o simplă ipoteză, ca atâtea altele, joc sprințar al minții, cine ne poate condamna la urma urmelor. Dar nu se știe niciodată ce surpriză va extrage din jobenul cunoașterii cândva acest imprevizibil magician care este viitorul.